Florin Câțu și Dacian Cioloș stau pentru prima dată față în față. Premierul demis și premierul desemnat au azi o primă întâlnire pentru a stabili dacă PNL îl susține pe Cioloș în formarea noului guvern. Însă dacă vrea discuții, Cioloș trebuie să vină la sediul PNL, a transmis Câțu. Gabriela Mihai urmărește subiectul. Gabriela, ce date ai? Bună dimineața! Găsit. Vorbim despre o primă întâlnire care ar avea loc astăzi. E o întâlnire între Florin Câțu și Dacian Cioloș. Ne reamintim că astfel de întâlniri între liderii Partidului Național Liberal și USR n-au mai avut loc încă din data de 1 septembrie, atunci când Florin Câțu l-a demis pe Stelian Ion, ministrul Justiției. Ei bine, astăzi ar trebui ca cei trei, adică vorbim despre Florin Câțu, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, să ajungă la o concluzie și Dacian Cioloș ar trebui să-i convingă pe Kelemen Hunor și Florin Câțu să îi susțină programul de guvernare și totodată să îl susțină pe el în a forma următorul executiv, după ce președintele României Klaus Iohannis l-a desemnat premier, astfel că are acum încă 9 zile la dispoziție Dacian Cioloș pentru a aduna o majoritate în Parlament, însă e greu de crezut că va face acest lucru și că va reuși, iar asta din cauza faptului că am văzut liderii liberali au spus tot timpul că nu mai poate fi vorba despre o coaliție în contextul în care USR a votat moțiunea de cenzură depusă de socialdemocrați și susținută și de cei din formațiunea politică AUR. Prin urmare, mai degrabă putem vorbi despre o întâlnire de curtoazie între Florin Câțu, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor. Am văzut și declarațiile liderilor UDMR. Aceștia au avut ieri o ședință și spuneau că o să fie foarte greu să îl susțină pe Dacian Cioloș pentru a prelua executivul. Pe de altă parte, liberalii sunt și ei, am văzut că au avut o ședință și sunt și ei destul de fermi pe poziție, iar asta pentru că în opinia lor este foarte greu de asemenea să susțină un partid care a dat un vot pentru moțiunea de cenzură prin care executivul Câțu a picat. Vom vedea dacă va reuși Dacian Cioloș să strângă această majoritate de care are nevoie ca să treacă de votul din Parlament pentru a ajunge premier al României, însă, așa cum spuneam, cei din Partidul Liberal au avut aseară o întâlnire în care au gândit strategia și, conform anumitor surse, concluziile sunt destul de clare. Ar putea fi șanse extrem de mici ca premierul demis Florin Câțu, împreună cu cei din conducerea Partidului Național Liberal, să îi susțină pe cei din USR, în speță pe Dacian Cioloș. Pe de altă parte, Dacian Cioloș a spus foarte clar că nu va merge să negocieze cu socialdemocrații și cu cei din AUR pentru a reuși să strângă o majoritate. Așadar, există șanse destul de mari ca acest guvern să nu treacă de votul Parlamentului.